Cum să învăț să fac diferența între planul lui Dumnezeu cu viața mea și planul proiectat în mintea mea, dacă ajung într-un mediu în care nu se aliniază cu valorile lui Dumnezeu, cum știu dacă trebuie să rămân în locul acela pentru a fi o oglindă pentru a iubirii lui Dumnezeu pentru oamenii de acolo, sau cum știu să văd dacă sunt testată de Dumnezeu să îl pun pe primul loc și să renunț la tot în numele Lui? Da, am înțeles întrebarea și nu este numai frământarea ta aceasta, ci este frământarea multor oameni. Cum să fac să disting voia lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu? Cum? Lucrul acesta este o operație atât de intimă între om și Dumnezeu, încât la un moment dat te întreb dacă am înțeles bine. Tu personal te gândești, Doamne, am înțeles bine despre lucrul acesta. El devine din ce în ce mai clar cu trecerea timpului. Și mă bucur că te preocupă impactul pe care l-ai asupra oamenilor din jurul tău. Ce concluzie despre Dumnezeu trag colegii mei de serviciu văzând viața pe care o trăiesc aici sau felul cum am răspuns într-o situație sau alta? Ce concluzie trag aceștia? Îmi scrie într-o zi o domniță că lucrează la o agenție de bilete de zbor și că unii oameni îi cer bilete cu care vor zbura sâmbătă și dacă e bine să ia să vândă astfel de bilete sau nu. Mi-a scris lucrul acesta. Și atunci eu nu i-am răspuns la întrebarea aceasta, nu e treaba mea. Eu am întrebat-o așa, altceva am întrebat-o pe ea. Uite, nu știu cine este, poate că fiind sala aici n-am niciun fel de idee, ea nu trebuie să-mi spui dacă ești aici. No. I-am răspuns așa. Presupune că tu lucrezi în agenția aceasta și cu mai multă lume. Și tu ești altă persoană care te uiți la viața ta, deci nu ești tu totul. Tu ești în afara cercului, ai spectator, tu o vezi pe fata asta cu credința, cu biletele și așa. Ție, am întrebat-o direct, ție ți-ar trebui viața acestei fete? Ai vrea să fii ca această fată? Adică era ea însă și zic, ai vrea să fii ca această fată? Și mi-a răspuns, zice, nu. Bine, gata, zic, am marcat. Și atunci am vorbit acest lucru cu ea. Uite, orice fel de neclaritate sau de nehotărâre sau de problemă confuză, cețoasă, trebuie întotdeauna adusă în prezența lui Dumnezeu până când luminează Dumnezeu mintea. Dumnezeu îți luminează mintea. Ajungi să vezi detalii sau elemente la care nu te-ai gândit înainte. Dumnezeu îți așează o profundă convingere pe suflet și ea este însoțită de o pace sufletească despre care știi că vine numai de la Dumnezeu. Va dispare vreodată elementul de risc în problema aceasta? No. Nu dispare elementul de risc niciodată. Totdeauna când vei lua o hotărâre sau alta, are un anume nivel de risc în ea, pentru că acest lucru cultivă credința. Dacă n-ar mai fi niciun fel de risc în ceea ce face, înseamnă că ar deveni un fel de robot cu telecomandă, îl duce Dumnezeu pe diverse căi. Nu, totdeauna El va colabora cu tine. Veniți să judecăm împreună, capitolul 1 din Isaia. Veniți să judecăm împreună, hai să gândim împreună. Simone, ce zici? Uite, un om avea așa, tu ce părere ai de treaba aceasta? Sau profetul Nathan vine la David, ce zici, împărate? Unul avea așa niște, uite, care e părerea ta? Adică lucrul acesta arată că Dumnezeu nu-ți va conduce viața de la distanță prin telecomandă, ci va coopera cu mintea ta. Dumnezeu a ales mintea ta să coopereze cu ea pentru a înțelege adevărul asupra unei hotărâri pe care vrei să o iei de un fel sau altul. Dumnezeu să-ți ajute întotdeauna să distingi glasul acesta, care de fapt provine dintr-o făgăduință. Și să credem în aceasta cu toată inima noastră. Urechile tale vor auzi după tine glasul care îți va spune, iată drumul, mergi pe el când vei voi să te abați la dreapta sau la stânga. Dar dacă trebuie să spun ceva personal, este faptul că drumul pe care ți-l arată Dumnezeu e ultimul pe care l-ai alege. Doamne, numai asta n-aș vrut să se întâmple. Orice, da? Și nu, zice, ia-o pe aici. Ai încredere în mine, ia-o pe aici.
nu pentru ceea ce vezi sau crezi, ci pentru mine. Dacă eu, da, cum i-a spus lui Petru, să aruncă mreaja, să prinde pește ziua, și Petru zice, Doamne, nu vreau să te jignesc, dar tu nu te pricepi la pescuit. Eu sunt în meserie de atâția ani și tu nici ani nu ai câți ani de pescuit am eu. Și zice Petru, da, dar ce să fac, zice, acum la cuvântul tău, nu pentru că ar trebui să fac, dar la cuvântul tău voi arunca mreaja, adică în sufletul nostru avem hotărârea aceasta, voința ta, Doamne, și planul tău mi-este atât de scump, încât voi supune orice fel de alt plan după modelul Mântuitorului nostru, voia ta și nu voia mea, voi supune orice fel de alt plan voiei tale. Așa să ne ajute Dumnezeu. Aș mai zice ceva aici, frate Nicu Butoi. Uneori credem că Dumnezeu ne folosește să salveze mulțimi. Dar cred că Dumnezeu face exact invers. Folosește mulțimi să ne salveze pe noi. Ați vorbit în seara aceasta despre un profet, Iona. Cine trebuia salvat? Ninive sau Iona? El era. Da, el era. Și pentru că tot mă bucur că ai atins nuanța aceasta extraordinară, nu este nimeni care nu are trebuință să fie salvat. Adică nici Noe, nici Daniel și nici Iov. Daniel trebuie băgat o noapte cu leii ca să poată să fie pregătit pentru prorociile din capitolele următoare. Și de-abia leii îl vor dezbrăca pentru totdeauna de ceea ce este firesc sau omenesc în fiecare om. El chiar spune la un moment dat, sunt nevinovat, a zis ca și Iov, sunt nevinovat în fața lui Dumnezeu. Dar ceilalți care vorbesc despre scăparea lui din groapa cu lei, zice, nu, a scăpat de acolo pentru că a avut încredere în Dumnezeu, nu pentru că el era, da. Și la fel a fost Iov. Oh, zice Iov, dacă m-ar încerca Dumnezeu acum pe mine, m-ar găsi curat ca aurul, zice. Nu am nicio umbră pe conștiința mea. Niciodată nu mi s-au dus gândurile să mă uit eu după cineva cu gânduri rele, murdare, sau nu există la mine așa ceva. Și spune el, cugetul meu, auzi la el, cugetul meu nu mă mustră pentru niciuna din zilele vieții mele. Niciodată nu mi-am îndreptat ochii, niciodată. Dom'le, așa ceva se poate spune numai despre Dumnezeu, da? Dar el spune cu convingere, zice, nu vine Dumnezeu acum să stăm de vorbă, că dacă ar veni să stăm de vorbă, eu i-aș spune treburile astea, să vedem ce zice. Și Domnul a zis, uite, nu vin, nu o să-ți spun eu ție, dar o să spui tu singur. Și momentul în care îl vede pe Domnul și își dă seama de adevăr cu privire la el, cât de departe era el de adevăr, atunci când se vede pe sine, el spune, zice, mă uit la tine și mă uit la mine, mi-e scârbă de mine. Păi nu-s mai drag de tine? Parcă ziceai că ți-e... No, mi-e scârbă de mine. Mă pocăiesc în sac și în cenușă. Păi da, înainte ai zis că n-ai nimic de care să te pocăiești. Păi nici n-ai fi zis așa ceva decât în prezența lui Dumnezeu. Dacă nu erai aici, niciodată nu vedeai așa ceva. Și ce ai spus tu era foarte adevărat în raport cu lumea cealaltă din adunare. N-a putut să spună cineva că era altfel. Dumnezeu n-a spus că este altfel. Dar nu poți să spui, așa cum spune despre Avram, zice, el are cu ce să se laude. Dar nu înaintea lui Dumnezeu, la frați. Aici, asta putem, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Mă bucur că ai spus lucrurile acestea. Să vedem o altă întrebare. Este aici o mână, nu știu dacă mai este altcineva. Și aici. Mulțumesc. Te rog, Ștefan. Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să apreciez întrebarea precedentă, pentru că a fost foarte bună și a fost și pentru sufletul meu. Și acum întrebarea mea este cum reușim să distingem din nou sau să facem, să găsim echilibrul care să cuprindă conștiința, emoțiile și rațiunea atunci când se încearcă să fim manipulați cumva emoțional cu Biblia sau chiar moral, să fim manipulați moral sau emoțional cu Biblia în mână de către oamenii religioși. Okay. Este dacă super, nu e din convingere. Super bună întrebarea.
Vă cred că sunteți obosiți. Vreau să știți că mie n-o să-mi vindeți faptul că predicatorul săracul e obosit. Nu, eu n-o să cred asta niciodată. Eu am să cred că tu ești obosit care ai stat în bancă, tu ești încordat mult mai mult decât mine. Eu am ținut 10 predici într-o zi în Banat, de dimineața până seara, seara am vorbit pe scenă la Casa de Cultură și încă nu eram obosit. Dar vreau să zic de tine, de ascultător, el este obosit. Dar vreau să spun ceva acum care necesită un pic de încordare. Noi, în generația noastră, trăim una din cele mai catastrofale tendințe. Omul s-a întors spatele lui Dumnezeu și s-a întors spre sine însuși. Și veți auzi în nenumărate forme, în afară de religiile orientale, de hinduism, de budism, de celelalte care spun să cauți pe Dumnezeu în tine, în afară de toate acestea, veți auzi lucrul ăsta de la amboane creștine, care fără să-și dea seama au fost convertite subtil la ideea aceasta. Cea mai simplă formulă pe care o să pot să folosesc. Realitatea este următoarea. Problema este înăuntru nostru și soluția este în afara noastră. Adică Dumnezeu. Generația noastră a răsturnat. Și spun, soluția este înăuntru nostru și problema este Dumnezeu, care este în afara noastră. Astfel că generația noastră materialistă, generația noastră care a făcut un idol din știință, în timp ce ea trebuia să fie un instrument de binecuvântare a omenirii, generația aceasta a noastră a întors spatele lui Dumnezeu, voi care uitați pe Dumnezeu. L-am auzit pe acest domn fizician celebru, care a lăsat o urmă în știință în lume, Stephen Hawking, spunând o vorbă de neimaginat, a spus, nu mai e nevoie de Dumnezeu. Nu a spus că nu crede sau crede sau că nu mai e nevoie de așa ceva, mulțumim, vezi de treabă. Aceasta a fost expresia lui. Și nu este numai a lui. Acest lucru se întâmplă în generația noastră. Ce omul nu mai caută răspunsul problemelor în afara lui, ci se închină la sine, își caută răspunsul fie în mintea lui, fie pe orizontală. Împotriva curentului vremii noastre, trăim o viață care nu e simplă și ușoară, pentru că mergem contra curentului. Și nu e ușor să navighezi contra curentului. Însă Biblia e plină de speranță spunând așa. Noe a fost credincios lui Dumnezeu în cei din timpul lui, în mijlocul generației din vremea lui. Ce generație era în timpul lui Noe? Cine știe? Era generația răului total. Atenție, Genesa. Toate, total deci, toate întocmirile gândurilor erau îndreptate în toate zilele, numai exclusiv, deci, spre rău. Este generația răului total. Ajunge, deci răul se îndreaptă către această culme. În generația aceasta, Domnul îi spune, uite, am văzut fără pată, în lumea în care ești. Acest lucru ne este promis și nouă, acest dar al trăirii și al umblării cu Dumnezeu, și el se manifestă în lucrurile simple ale vieții, într-o decizie de un fel sau de altul, mică sau mare, chiar nu are niciun fel de importanță, dar devine un mod de viață. Nu de a te întâlni cu Dumnezeu la biserică și după care spui la revedere, ci de a umbla cu Dumnezeu oriunde în viață. Și de a simți lipsa lui Dumnezeu, cum ai simți lipsa oxigenului sau a respirației. Imediat reacționează corpul când se întâmplă lucrul acesta, te sufoci. În felul acesta suntem chemați noi să umblăm cu Dumnezeu pe pământ. Și celelalte sunt detalii, dar acesta este lucrul. Nu trebuie să îndreptăm atenția noastră asupra compoziției sufletului nostru, emoții, simțăminte, impresii, inclinații. E un complex nemaipomenit pe care psihologia modernă l-a definit cât de cât. Nu, ci suntem chemați la un singur lucru, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre și lucrul acesta de la sine, pe când privim acolo, la el,
spune Scriptura, ființa noastră este transformată. Nu știu cum, câte fire legate, dezlegate, ce comutatori, ce schimbări, astea le-am lăsat pe mâna celui care știe să umble cu mecanismul acesta. Dar așa scrie Epistola către Corinteni, noi privim cu fața descoperită ca într-o oglindă și în timp ce privim, suntem schimbați, nu ne schimbăm. Urmăriți religiile păgâne, ele spun omului să se schimbe. Aceasta este esența păgânismului. Omul se salvează pe sine însuși. Nu duc lipsă de nimic, se salvează pe sine însuși. Scriptura spune, nu, omul nu se poate salva niciodată pe sine însuși. Omul este salvat prin așa ținti privirile la Dumnezeu și în timp ce privește acolo este schimbat. Suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, asta înseamnă o progresie. Înseamnă pași mici în fiecare zi, mai înseamnă câte o împiedicare și căzut în nas, mai înseamnă câte ceva în viața noastră, câte o oglindă așezată în față într-o situație sau alta. Nu m-am gândit la rele, spune David. Da, dar dacă ți-ar fi spus cineva că ești în stare de un așa adulter și de așa crime pe care le-ai comis, dacă ți-ar fi spus cineva și Dumnezeu dacă ți-ar fi spus te ridicai împotrivă. Dar acum când ți-a fost așezată oglinda în față și ai văzut că acesta e adevărul, te-ai zmerit, te-ai pocăit. Și s-a pocăit din adâncul sufletului și scrie psalmul acesta, 51 și ceilalți psalmi pe care îi citim, într-un fel în care se dovedește că, dacă nu cumva a fost singurul din Scriptură, care a văzut chipul lui Dumnezeu în aceeași lumină cu Iisus. De aceea Iisus se numește Fiul lui David, pe baza chipului lui Dumnezeu pe care îl găsim în psalm. Nicăieri nu găsim așa ceva. Nicăieri nu găsim așa ceva. Este cu totul diferit. Și vă rog, când studiați psalmii, nu citiți poezioare, ci urmăriți imaginea lui Dumnezeu în psalmii. Ce gândește el despre Dumnezeu? Ce spune el că simte Dumnezeu? Cum răspunde Dumnezeu? Urmăriți lucrul acesta în psalm. Și spun aceasta pe baza la ceea ce Mântuitorul a spus. Nu uitați lucrul acesta, zice, de ce este numit Fiul lui David? Ei gândeau că e Fiul lui David pentru că era din familie sau din neam sau cu tare, departe. Păi zice, cum să fie așa dacă David îl numește Domn pe el? Cum să fie? Nu, era vorba de imaginea lui Dumnezeu asupra căreia Domnul a aruncat o lumină prin David și s-a văzut în psalmi adevăr despre Dumnezeu pe care l-am mai găsit doar la Iisus. Okay. Mulțumesc. Mai avem aici o întrebare de la tânăra Emma. Te rog. Da. Dacă îmi permiteți, am avut de vineri seara întrebarea aceasta, dar era mult prea târziu. Cum, din punct de vedere biblic, cum ar trebui să ne raportăm noi la un om care pretinde că spune adevărul, însă distorsionează cu mult lucrurile? Mulțumesc. Ce frumos întreb. Sigur că suntem confruntați, pe de o parte, cu tendința aceasta, noi înșine, noi avem tendința aceasta de a prezenta lucrurile subiectiv întotdeauna. Ne păzim că ne doare să nu cumva și prezentăm imaginea noastră cumva subiectiv. Aceasta e una. Doi, ne întâlnim cu omul acela care ne prezinte ceva subiectiv. Am să spun în termeni simpli. Eu am avut harul să ascult nenumărați oameni în viața mea și mi-a rămas în suflet înmormântate cu vorbirile care am avut cu ei, dar am învățat cât e ceva despre Dumnezeu. Și am căutat să văd cum a lucrat Dumnezeu cu omul care procedează în felul acesta. Biblia scrie în Osea, zice, Efraim mă înconjură cu minciuni. Păi înțeleg să minți pe cineva care n-a fost acolo, care nu știa, chiar așa îndrăznești să minți pe Dumnezeu? Da. Știi de ce? Pentru că tu crezi că Dumnezeu poate fi mințit. Dacă, dacă ai ști că nu se poate așa ceva, n-ai încercat. De fapt, ați observat că diavolul încearcă să meargă pe sfoară când vorbește cu Dumnezeu, că el știe că minciuna nu are șansă cu Dumnezeu. Are șansă cu oamenii, dar nu are șansă cu Dumnezeu. Și am observat cum procedează Dumnezeu cu un om care este în această situație și am căutat să urmez în măsura în care poate un om să facă lucrul acesta. Și anume, am creat o situație sau un cadru în care omul însuși a fost așezat între așa parametri încât a spus, da, mă rog să mă iertați, v-am mințit.
Dacă i-aș fi spus eu, a venit cineva și mi-a spus, dar știm noi cine ești tu acum, avem date, avem cutare, nu știu ce, deci am documente acasă, știm noi cine ești tu. Da. Făcut cercetări în dosar, în România, chestii, trebuie să o cotea. Mie, nu știu, vorba lui Nea Tudor Cotruță, aș vrea să mi se facă frică, dar nu mi se face deloc, nu știu ce să spun. Și i-am zis, zic, uite, fii bun și sabatul viitor, înainte de predică, chiar aș vrea să văd documentul ăsta, să mă inspir un pic la... adun și mie, să văd și eu despre ce este vorba, că zici că am luat case, am vândut bani, am făcut... Și adun și mie niște de-astea ca să văd acolo. Ți-aduc sâmbătă viitoare. Gata, bucuros, vine sâmbătă viitoare. N-am avut niciun fel de surpriză când mi-a spus că a uitat. Știam că uită. Oh, zice, am uitat să le aduc. Nu, chiar că nu este niciun fel de problemă. Îi aduci sabatul viitor. A venit sabatul viitor, ai adus chestiile astea care ai zis că ai niște documente ceva. Nu, te-am mințit, mănicușoare. Nu e nimic acolo. Da. Zic, pe mine m-ai mințit? Nu. Zic, ți-ai mințit propriul tău suflet? Spunând așa ceva, tu devii un mincinos. Vorbind așa ceva. Și așez omul. Aceasta e calea lui Dumnezeu. Fie că vorba de copii, de soț, de soție, indiferent cine este, nu trebuie acționa brutal cu un om, băi, minți, ești un mincinos, din ăsta minți ca un câine, cum zicem noi românii. Nu este cazul în credința în Dumnezeu, în umblarea cu Dumnezeu. Și uitați-vă, luăm un exemplu practic. David comițând acele atrocități de neimaginat, sigur că faptele sunt fapte, nu mai pot fi întoarse înapoi pentru nimic în lume, sunt cunoscute de acum deja, înainte de a fi comise le-a cunoscut Dumnezeu, dar uitați-vă ce se întâmplă, un an de zile profetul Nathan este tăcut, știe, lucrul acesta e descoperit, dar încă n-a bătut ceasul. Nu poți să spui un adevăr oricând cuiva. Trebuie ca un om să fie într-o anume stare să-i poți comunica un anume adevăr. Nu-l poate suporta în clipa aceea. E pe stângul. Dacă l-ai atins, atunci a căzut. N-are echilibru. Aștepți. El a așteptat un an de zile, Nathan, și atunci Domnul i-a spus, acum e timpul. Du-te și vorbește cu omul ăsta. Pe de o parte, deci timpul este extrem de important. Când spui lucrul ăsta? Al doilea lucru, maniera în care spui lucrul acesta. Domnul David, poți să-mi spui și mie ce ai făcut când ai văzut femeia aia la televizor sau la porno, unde ai văzut acolo? Poți să-mi spui și mie ce ai făcut acolo? Nu se întâmplă așa. Domnule David, ce zici, domnule, uite ce s-a întâmplat? Auzi, ăsta are o turmă de oi și i-a luat miaua bietului om sărac cu care avea decât o mielușă. Auzi, ce-a făcut? Pă, ăsta trebuie executat pe loc, frate, spune David. Ăsta ar trebui omorât pe loc, acum. Du-te imediat la el acolo și spune-i să dea 4.000 pentru miel, că așa prevede legea în Vechiul Testament, să dea de 4 ori cât a luat de la omul acela. Da? Sigur? Absolut sigur, spune el. Bine, tu ești omul acela. Dacă i-ar fi spus el lui, du-te și du-te de 4 ori, tu ai făcut așa, n-avea nicio putere. Dumnezeu a lucrat cu sufletul lui David și a descoperit adevărul despre el lui. Și el este cel care a rostit sentința, nu ca o condamnare de la Dumnezeu, ci ca o expresie a adevărului. Ăsta este adevărul. Și atunci el scrie în acest psalm, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit, vei fi drept în hotărârea ta, vei fi fără vină în judecata ta, este deschis în fața lui Dumnezeu, indiferent ce curs vor avea lucrurile. Aceasta e calea pe care am văzut-o la Dumnezeu lucrând. Iisus lucrează cu Petru la fel. Nu îi spune ce ai zis lângă foc când ai fost acolo. Nu aceea era problema. Ci, mă iubești tu pe mine? Păi, Doamne, eu zic că... Și de aici... Aceasta a fost calea lui Dumnezeu prin care el a lucrat. Mulțumim frumos!